Zilele porților deschise la BNR. Timp de două zile, publicul a avut ocazia rară de a vizita Palatul Vechi al Băncii Naționale a României din capitală, cu ocazia împlinirii a 142 de ani de la înființarea acestei importante instituții. Vizitatorii au putut admira expoziția permanentă a Muzeului BNR, precum și două expoziții temporare, una dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea regelui Mihai I, iar cealaltă Ecaterinei Teodoroiu, eroina primului război mondial. Vizitatorii au fost însoțiți de un ghid de la care au putut afla lucruri extrem de interesante. E de văzut acest muzeu legat de Ecaterina Teodoroiu, prima femeie pe bagnotă, colecția de aur a Băncii Naționale, lingouri de aur și parte din monedele și rezerva de aur, de asemenea o expoziție legată de regele Mihai. Toate acestea sunt disponibile la liber, fără nicio programare prealabilă. Este super interesant, mi-a plăcut foarte mult toate expozițiile, inclusiv aia cu Ecaterina Teodoroiu, m-a impresionat toate costumele acelea de acolo. Și foarte interesant, chiar mi-a plăcut ca toată lumea să vadă asta. O mare revelație. Complet întâmplător, am mers pe stradă, nu ne-am așteptat, am intrat și nu regretăm. Zilele porților deschise au fost organizate și la sucursalele regionale ale Băncii Naționale din Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași, precum și la agențiile BNR din Argeș, Brașov, Bihor, Buzău, Gorj, Maramureș, Sibiu și Suceava.